Într-o noapte am avut un vis. Mi se părea că sunt în adunare și tocmai se ținea serviciul de cina Domnului. Deodată a apărut Domnul Isus și a trecut printre rânduri, privind la fiecare persoană cum prețuia această lucrare ce simbolizează sângele și trupul Domnului. S-a oprit lângă o soră care tocmai a întins mâna să ia o bucățică de pâine din farfurie și i-a zis nu te apropia de trupul și sângele meu, în felul acesta. Eu am stat în arșița soarelui, întins pe cruce cu mâinile și picioarele în piroane, cu o cunună de spin pe cap și cu coasa străpunsă. Aceasta a fost prețul răscumpărării tale, căci te-am iubit nespus de mult, iar tu disprețuiești șerfa mea. În loc să vii cu inima zrobită și prelucrată, vii și prezinți moda lumii în loc să prezinți chipul meu blând și smerit. Cu degetele tale, cu unghii lungi și lăcuite, prezinți chipul lumii. Nu te atinge de trupul meu în felul acesta, că vei fi pedepsită. M-am trezit speriată din vis, pentru că o cunoșteam pe sora respectivă și, într-adevăr, așa se purta. I-am povestit visul meu și, plângând, i-am zis, nu te mai purta așa și nu mai supăra pe Domnul. Lasă acest obicei rău care nu-i place Domnului. Ea mi-a spus că chiar era hotărâtă să se împărtășească în duminica ce urmă să fie cina Domnului, dar nu să ia cina dacă Domnul a zis așa și va căuta să se îndrepte în acest lucru. Au trecut aproape doi ani și am văzut-o din nou purtând chipul lumii și cu unghiile la fel făcut. Deși o vreme a căutat să se îndrepte, am întrebat -o. Cum te ai călcat hotărârea pe care ai făcut-o înaintea Domnului și cum o să te apropii de cina Domnului în felul acesta? Sau n-ai crezut că domnul ți-a vorbit? Ea mi-a zis, eu de atunci n-am mai luat cina domnului ca să nu fiu pedepsite de domnul. Am încercat să-i explică pe domnul, tot îl supără, dacă ea mai bine renunță la cina domnului decât să-și taie unghiile. Domnul să ne ajute să ne cercetăm casa inimii și să ne apropiem de el cu o inimă curată, cu credință de plină și cu inimile stropite și curățite de orice cuge rău. Amin.